Dorința cea mai arzătoare pe care am avut-o în copilărie a fost să am un frate mai mare. Îmi doream atât de mult încât în fiecare seară, stând în pat cu lumina stinsă, îmi imaginam că într-o zi se va auzi soneria, că voi fugi la ușă să deschid și voi vedea un băiat cu câțiva ani mai mare decât mine. Îmi imaginam cum m-ar fi luat în brațe și mi-ar fi spus că nu mai e nevoie ca eu și sora mea să ne batem cu băieții de la bloc, că îi va pune el la punct pe obraznicii care nu ne lăsau să jucăm șotron pe terenul unde ei jucau fotbal, pe cei care nu ne mai înapoiau jucăriile sau care ne purau tatălui meu că am plecat din fața blocului, lucru care ne era interzis categoric. Nu mă întrebam niciodată de unde ar fi putut să apară acest frate, dar miracolul s-a întâmplat. Mi-am văzut visul împlinit, deși în circumstanțe neplăcute. Când aveam vreo 8-10 ani, unui văr de la satul mare i-au murit la un interval de câteva luni ambii părinți, iar ai mei au decis să-l ia la noi, să-l crească ca și cum ar fi fost al lor. Fac o paranteză pentru a povesti cum tatăl vărului meu, unchiul meu, cu câteva luni înainte să moară, ne-a chemat la carei. A frământat o pâine și m-a strigat să-mi arate cum crește coca, apoi m-a invitat să o miros. Când mi-am apropiat nasul, mi-a pus palma lui mare și plină de făină pe obraz și mi-a spus: "Viene la, tu ești micuță acum. Unchiul Loții va muri, dar tu mereu îți vei aminti de el ca fiind cel care ți-a pus făină pe față, cel care a făcut ultima lui pâine pentru tine." Și a avut dreptate. Deși la început a fost greu, acomodarea cu vărul meu nu s-a produs din prima zi, într-un final am acceptat să împărțim tot ce aveam cu el, să înțelegem că și el avea nevoie de timp pentru a schimba obiceiurile și a accepta că trebuie să înceapă o nouă viață. Eram uimită că înjura în ungurește, că spunea nicări în loc de nicăieri, dar știa să se facă respectat de băieți și asta a contat foarte mult în ochii noștri. Loțică este cu doar câțiva ani mai mare decât mine. M-a protejat permanent de-a lungul copilăriei și adolescenței, făcând din blânda Vienela o nesuferită care credea că ei îi se cuvine totul în fața blocului. Ca adulți ne-am sprijinit unul pe altul așa cum am putut și cum ne-am priceput. M-a învățat să nu iau foarte în serios problemele, căci toate au o rezolvare mai devreme sau mai târziu. De aproape o săptămână, Loțică îmi sfâșie inima bucată cu bucată. Zace pe un pat de spital, inconștient, conectat la aparate. Doctorii nu-i dau nicio șansă de supraviețuire. Eu simt că mor puțin câte puțin așteptând vești din țară și retrăind frânturi de amintiri alături de el. Nu știu să-mi iau adio. Mă învăluie gânduri negre. Din când în când reușesc să rup pânza care mă ține prizonieră în acest coșmar. Apoi cad iar. Nu știu să-mi iau adio, dar știu că ne vom reîntâlni cândva și atunci, Loțică, va fi vai de pielea ta pentru cât mă faci să sufăr acum.